Festivalul Operaria, care este totodată și primul festival de operă din țară, aseară a găzduit Opera Națională Română din Timișoara, care a prezentat în premieră spectacolul de operă Bal Mascat de Giuseppe Verdi. Ideea de a organiza un astfel de festival există de foarte mult timp, iar anul acesta este anul realizării acestei idei, având în vedere că Novi Sadul este un oraș cu o tradiție operistică lungă de 122 de ani și cu siguranță își are locul la Teatrul Național Sârb din Novi Sad. Cu Opera Națională Română din Timișoara, noi avem o colaborare foarte bună încă din anul 2016, iar prin participarea la acest festival, aceasta este prima realizare practică a acestei colaborări. În primul rând, suntem onorați că suntem aici. Suntem onorați de încrederea avută de organizatorii din Novi Sad, că au venit cu această minunată invitație, care încercăm să-i dăm curs. Spectacolul nu a avut loc, am emoții, cum au și ei. Ce să vă spun, e bucuria dinainte unui eveniment pe care mi-l doresc acum și mi-l doresc să fie începutul unei lungi prietenii. Printre obiectivele principale ale acestui festival este apropierea publicului mai larg de arta operei și afirmarea lui în țară.